dragilor, astăzi vă propun să abordăm întrebarea dată, care este la examenul auto din Republica Moldova. Și mai cu seamă că astăzi o domnișoară, a zis că nu înțeleg logic răspunsurile la, la această întrebare, de fapt la aceste întrebări, pentru că mai sunt câteva. Uitați-vă, întrebarea sună în felul următor. Pentru a exclude pornirea de la sine și ieșirea pe carosabil. În cazul opririi lângă bordură, în panta cu declivitate mare, în pantă, la vale, da? Cu declivitate mare, în care direcție trebuie bracate sau întoarse roțile din față ale automobilului? Întrebarea este foarte clară, însă haideți să o traducem un pic. Pentru a exclude pornirea de la sine. O mașină se poate porni de la sine atunci când are defecțiuni la sistemul de frânare și mai cu seamă când cedează frâna de staționare. Deci atenție, nu frâna de mână, noi zicem frână de mână, deoarece la unele mașini se activează chiar cu ajutorul frânei, cu mâinii, ajutorul mâinii, însă la alte mașini se activează datorită prin, prin apăsarea unei pedale dedicate, Adică se activează cu piciorul, altele prin buton, iar altele nu mai v-ați oprit, ați, ați pus-o în viteză în parking și respectiv s-au activat frânele de staționare. Deci întrebarea, dacă um, frâna de staționare este defectă sau cedează pentru ca mașina noastră să nu iasă pe carosabil, unde ar trebui sau în ce direcție ar trebui să rotim roțile? Um, vă îndemn la fiecare întrebare de la poliție, de la examenul auto, să vă imaginați, să vă aduceți aminte de fraza lui Albert Einstein, imaginația merge înaintea progresului. Urcați-vă în mașina 1, care este cea din tâi, cea din față, și dacă rotim volanul spre stânga, spre carosabil, spre partea carosabilă, cu siguranță mașina va fi proiectată datorită gravitației, va fi proiectată spre partea carosabilă. Însă, dacă stați în mașina 2 sau aceea care este în spate și rotim volanul sau cum este scris, bracat, sunt bracate roțile spre dreapta, spre bordură, atunci chiar dacă luați piciorul de pe frână, mașina se va propti sau roțile mașinii se va proti în bordură și va fi imposibil să se deplaseze mai departe. Deci, la răspunsul ăsta, atunci când sunteți în pantă, ar trebui să le rotiți spre bordură. Următoarea întrebare este foarte interesantă, deoarece la fel suntem în pantă, însă suntem pe acostament, în afara părții carosabile. Și întrebarea sună deja altfel. Pentru a exclude ieșirea pe carosabil, în cazul pornirii de la sine a vehiculului oprit pe acostamentul drumului, în pantă. Cu declivitate mare, în care direcție trebuie bracate sau întoarse roțile din față ale automobilului. Iarăși, imaginați-vă logic: v-ați urcat în prima mașină din față. Dacă le rotiți spre stânga, mașina se va duce spre, spre partea carosabilă. Dacă sunteți în mașina 2 și cedează sistemul de frânare și mașina începe să se pornească de la sine, mașina va fi proiectată într-un pom care este. Din dreapta sau într-un șanț sau eu știu, se va propti și vor fi, în orice caz, vor fi mai puține victime, sau, bună oară, vor fi um, avarii minore, să zicem așa. Altă întrebare. Deja avem indicatorul. Uh, rampă cu declivitate mare, dacă ne uităm. Și întrebarea sună, pentru a exclude ieșirea pe carosabil, deci ca să nu iasă mașina noastră pe carosabil, în cazul pornirii de la sine, a vehiculului oprit pe acostamentul drumului în rampă cu declivitate mare, în care direcție trebuie bracate, întoarse roțile, din față ale automobilului. Iarăși, foarte rapid, v-ați urcat imaginarea în mașina care, stă, care, e prima, care e prima în rampă și dacă rotim volanul spre stânga, atunci dacă cedează frâna de staționare, spatele mașinii va fi proiectat spre partea carosabilă. Iar dacă rotim volanul spre dreapta, suntem în mașina numărul 2, atunci spatele mașinii va fi proiectat iarăși spre acostament, spre șans sau ce ar fi acolo. Deci în cazul ăsta, iarăși logic, vă imaginați cum s-ar Purta sau cum s-ar comporta mașina voastră dacă le rotiți roțile în stânga sau în dreapta. Și mai avem o astfel de întrebare, iarăși, pentru a exclude pornirea de la sine și ieșirea pe partea carosabilă, în cazul opririi lângă bordură, în rampa cu declivitate mare, în care direcție trebuie bracate, întoarse roțile din față ale automobilului. Și iarăși, ne urcăm imaginar în prima mașină din față și Uitați-vă, dacă rotim volanul spre partea carosabilă, adică spre stânga, spre stânga, dacă mașina se pornește de la sine, adică va fi trasă în spate, roțile care sunt întoarse, spre stânga se vor propti iarăși în bordură și nu se va mai um, deplasa mașina noastră. Însă în cazul dacă rotim volanul spre dreapta, spatele mașinii ar putea și el să, să se proptească, sau roțile din spate ar putea și ele să se proptească în bordură, însă există riscul ca fața mașinii să iasă mult mai pe partea carosabilă. Deci în cazul dat vom roti volanul spre stânga, deoarece roțile mai rapid se vor propti spre bordura de pe marginea dreaptă a carosabilului. Sper că logic sau înțeles răspunsurile la această întrebare și chiar dorim să fiți mai pregătiți, chiar ne dorim ca să fiți o clasă nouă de conducători auto, responsabili, care prețuiesc viața lor, prețuiesc viața celorlalți și sunt mult, mult, mult mai excelenți. Mulțumesc tuturor și pregătiți-vă minuțios de examen.